se întâmplă în PSD. Acum, marele barcagiu Ponta s-a dus la mare ca să mănânce mazăre, da? Să-i dea portul. Că e ultimul lucru pe care nu l-avea Măscăriciu Național de pe litoral. Ori nu e în regulă. La fel, apărarea oricărui baron care este adus în fața procurorilor. Pozițiile extrem de ferme ale lui Victor Ponta de a susține acest baronet corupt sunt semnul că România riscă să intre sub controlul politic al unor grupări nelegitime, pentru că nu-i legitim ca președinții de consilii județene să controleze decizia primului ministru, vreau să fim foarte clar, ci invers. Deci asta ne spune clar că primul ministru este o marionetă trasă de sfor de baronii locali. Nu numai, nici măcar marionetă, că marioneta, când nu te uiți la ea, mai dă și ea din mâini și dă aparența că ar fi independentă. Victor Ponta este un supus a două linii extrem de negative. Baronetul corupt din teritoriu și trusturile media. Iar supunerea față de Voiculescu este catastrofală din punct de vedere al credibilității lui în rândul partenerilor noștri. De ce credeți că e atât de apropiat de Voiculescu? Numai pentru instrumentul de instrumentele de propagandă pe care le are Voiculescu la îndemână sau mai e și altceva? În primul rând de asta, nu are alte motivații. Spaima lor și goana lor pentru imagine i-a făcut să sacrifice orice pentru a avea trustul Voiculescu în spatele lor. Ponta și toată gruparea din jurul lui. Însă marea problemă este că Ponta nu este unicat. Aduceți-vă aminte la suspendarea din 2007. Voiculescu a fost prima donă, șeful comisiei, iar pentru imagine Tăriceanu și-a sacrificat președintele. Atunci a fost împreună cu Gioană în votul de suspendare. A urmat a doua suspendare, în care Ponta, Crin Antonescu, care acum văd că a devenit un mare luptător pentru dreptate, de dragul imaginii pe care i-o oferea trustul intact, au făcut țăndăr statul de drept. Deci discutăm de oameni politici slabi. Eu aici vă spune un lucru și vă rog să mă credeți că așa este. Dacă în cei 10 ani aș fi acceptat să fiu un supus al lui Voiculescu și al lui Vântu și acum al lui Ghiță, aș fi dus-o foarte bine pe imagine. Am ținut însă mult mai mult la misiunea mea decât la slugărnicia față de un turnător care îți oferă imagine sau un pușcăriaș ca Vântu. Au coborât prea jos în goana pentru imagine. Sunt oameni slabi care au depins întotdeauna de alții. Și acum depind de cei care le pot face imagine.